Bun găsit! Astăzi vom învăța împreună să ordonăm numerele naturale de la 0 la 10.000. A ordona numere înseamnă a le scrie în ordine, de la cel mai mic la cel mai mare număr sau de la cel mai mare număr la cel mai mic. Pentru a le așeza în ordine crescătoare sau descrescătoare, trebuie să comparăm numerele între ele. Doar așa putem stabili care număr este mai mic sau mai mare. Să observăm următorul șir de numere. Le vom ordona crescător și descrescător. Vom începe cu așezarea lor în ordine crescătoare, de la cel mai mic la cel mai mare număr. Deoarece numerele noastre nu au același număr de cifre, vom aplica regula de comparare conform căreia numărul cel mai mic este cel care are cele mai puține cifre. În cazul nostru este vorba despre numărul 7. Urmează 26, apoi 809, 4535, iar cel mai mare este 10.000. Pentru a ordona descrescător numerele date, vom începe cu cel mai mare dintre ele, numărul 10.000. Mai mic decât 10.000, dar mai mare decât celelalte numere, este 4535. Urmează 809, 26, iar ultimul va fi 7. Să ordonăm acum crescător numerele următoare, numere care au același număr de cifre. Vom începe prin a identifica numărul cu cifra miilor mai mică. Deoarece două numere au cifra 1 la mii, cel mai mic dintre ele va fi cel cu cifra sutelor mai mică. Numărul 1418 este cel mai mic din șir, urmat de 1726. Dintre cele patru numere rămase, 5861 și 5839 au cifra miilor mai mică decât 6275 și 6274. Spunem că 5839 este mai mic decât 5861, deoarece, având aceleași cifre la mii și la sute, comparăm cifrele zecilor și observăm că 3 este mai mic decât 6. Așadar, 5839 este al treilea număr din șir, urmat de 5861. Ultimele două numere sunt 6274 și 6275. Care dintre ele este mai mic dacă au aceeași cifră la mii, sute și zeci? Desigur, 6274 este mai mic decât 6275, pentru că 4 este mai mic decât 5. Completăm șirul cu 6274 și îl încheiem cu 6275. Pentru a ordona numerele descrescător, vom începe șirul cu cel mai mare dintre ele, adică 6275. Urmează 6274, apoi 5861, 5839, 1726 și 1418.